Bună ziua, bună ziua, prieteni! Avem aici o curățenie foarte puternică dezvoltată, curățenie de frunze. Bună ziua, prieteni, că eu îmi dă drumul fără să mă anunț. Trebuie să dau anunț prima dată. Trebuie să fac un videoclip, prieteni, trebuie să vă spun. O să pun un vlog în câteva minute, trebuie să-i dau anunț. Mamă, cât o frunze, i-am strâns afară. Uite câte sunt. Și uite astare cum o frunză, o căzut o roabă plină. Ia, da, încă mai pică. Era vreme urâtă și știu cum o căzut. O frunză aici la frunze. Ia uitați, prieteni, am pus un bec aici, dar nu știu dacă o să funcționează. Negrese, aici se încarcă prin puterea soarelui, dar nu știu dacă funcționează, că am văzut că nu se aprinde seara. Vreau să pun acolo când se apropie cineva să se aprinde el singur, dar de unde? Că nu e soare, căldură, ca să se încarcă. La vine, te puteți să ajungi. Ce vine de? Uite aici, în cuptor. Rider? Băi! Și azi dimineață, mami, a intrat iarăși câinele ăla peste noi. Și aseară, da. Prieten, Rider aduce un câine care e turbat, câinele ăla. Dă-mi poartă. A adus un câine și dădea în ușă, prieteni. Eu nu știu pe unde intră în curse. Ce s-a făcut cuptorul, eu? L-ai distrus? Trebuie să spăl după aia. Cu soluție. Am de furcă. Așa. Ia cu ce s-a trebuit la cuptorul ăsta, că nu are de la mine. Să mai pun. Ce fac cu ele? Le fac și curăț și le pun în pun. Mai ai? Să nu spui că toate trebuie făcute așa. Toate și noi te-am consumat curent acum de noi. De ne umplem de bani. Un foi de dafin. Trebuie să spăl cuptorul. Bine că mai am o soluție. Trebuie să spăl cuptorul. E la Dana, le-am luat și eu. Nu vezi ce micuțe mi-a dat vinite. Și ce vrei să facem? Cine a venit cu sau se poartă? Da! Aici am venit ca străveți de pus. Le-a spălat Maria la rubinet. Am mai lipat de oată pe asta. Nu știu, dacă și eu le ultime și îmi uite și pe mine, nu mă aranjai direct la pleabă, mă putea. Ce, mă? Să mă despăr că e de praf acum.
Bate soarele aici. Te-ai schimbat, gata? Da. Fum. Păi tot făceai curățenie pe aceea. Da, dar eram în fusta aia. Și ce are dacă era în fusta aia? Bă, dar nu mi-a schimbat. Și așa îmi treabă, uite, am pus ăștia de sau copt. Vinetele trebuie curățate, le lasă răcează, le pun în ladă. Castraveții ăștia să nu aleg și eu din ele ce sunt mai drepți, ce sunt așa mai... Uite, așa cum e ăsta, nu-l pun. Îl la la tocatul din ele. I-a spălat Maria la rubinet, că e și ce era pe ileu atâta numol. Trebuie să... Să mai spăl și o borcanele ăștia mai bine. Să avem să văd dacă am morcovi în ladă, parcă am un morcovi în ladă. Dar azi două borcane. Așa simte. Nu l-au spălat eu cu piele, dar nu trebuie să acolo. Mă, ce bate soarele ăsta, n-am unde să fac și-o treabă. Păi și eu și-o perfect. Nu, uite, toate nu sunt așa frumoase. De ce sunt strâmbi? Nu găsesc unul perfect. Unele stricate. E zice Dana că de ce nu iei de la stricate. Ea și spui. Că îmi dai tu mie bani, știi cum e lipe, dar tu și uite ce e. Zici că nu. Lasă acum, asta e. Ți-ai luat țapă. Am luat țapă, chiar că țapă. Și de ce stricate? Stricate? Da. N-au gust de castravete, așa, ca un burete, simți așa. Ia. Dacă și ăsta... Nu, nu, nu. Ăsta e bun. Bun. E nisipos așa. N-am mașina, vezi, dacă a plecat asta că mi-a luat mașina, trebuia să mă duc la piață să iau niște gogoșa, să fac cochitură cu castraveții, cu conopidă. Și o și două borcănași așa, am pentru salată de sărbători, că eu am pus amestecătură multă, dar de alea castrave nu pot să bagi în salată când sunt cu strelecă de aia roșie. Cum? Cu de aia, de strelecă roșie. Că știi de eu dacă am băgat... Dar ce ai pus pe față de aia așa albă? Fum. Aia e fond de tenul ăla al tău, ce l-ai comandat de pe net. Da. În loc să vină culoarea care trebuia venit alta. Acum, vezi? Așa, eu dacă ai vrut să comanzi tu de pe net, ce să-ți fac? Trebuie să-mi vină comanda mami astăzi. Ce crezi că trebuie să vină? Lasă că știu, numai mă enervă. Te enervezi? Așa, să revenim la subiect. Stai, unde am rămas? Ah, cu pachetul. Îți place, mami? Nu place, ca pe lume, spune. Prieteni, vă arăt. Dacă... când îmi vine pachetul, să văd dacă e mărimea bună, îl iau. Dacă e prea mare,
Îl returnez. XL-ul e mare? Nu știu, Leo, lasă-mă cu ăla al tău. Dar vine L. Că așa e la modelele alea. Vă arăt, prieteni. Prieteni, bucătarul a plecat la plimbare și el s-a plichisit numai acasă, a plecat la Oradea, prietene, bucătarul. Dacă îl găsiți, ne dați mesaj. Să nu cumva să dusă el și nu a vrut să-mi spună la Cruș ca să o întâlnească pe Elena, pe prietena lui. Care? Elena, prietena lui. Care i-a făcut el în promovare și ele. Ah. Elena, da, 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 gata. Am amintit. Mă duc să aduc, nu aduc să tai o ceapă. Ia să văd aici cum se prezintă astea. Wow. Forță. Bombă nucleară. Așa. Ai terminat, mami? Mai am. Vezi, mami? Da, am anulat pachetul. De mine era bun. Bluza. De ce ai făcut tu comandă cu el pe același pachet, dar o... Vezi că n-a putut să-ți-l dă curieratul, m-am rugat el să-ți dă numai ție și n-a vrut să-ți dă. Prieten, stai să vă spun, eu am făcut cu un prieten comandă de două bluze de alea. Și prietenul al meu era prea mare, bluza de el. Și n-a vrut, că nu vrea atât de mare, a făcut mofturi. Și a anulat pachetul și eu nu mai puteam să iau eu decât să iau eu bluza. M-am rugat de omul, ce n-a că era într-un singur pachet o două bluze. Și n-avea cum curieratul să dă decât o bluză. Ce și a anulat ăla pachet. Vezi? Când te curci cu oricine, zici că gata de ca-i tine care dau bani. Eu zic că nu e cu vei, că e mare, că nu știu ce, că e prea scump. A băgat vrăjeală de aia. Nu, într-adevăr era mare de el. El e străbut, păi da, nu stătea bine. Eu i-am spus să ia mărimea care vrea. El a spus nu, că eu port M. Îl iau puțin mai mare de mine. Și acum de ce a făcut mofturi? Păi dacă n-a vrut părinții lui, că zicea că nu stă bine cu el. Vrăjeli. Acum ce faci? Dau comandă eu un... Și nu mai mi-a făcut băiatul ăla discount. Nu mai. La pachetul ăsta ne dăduse și două portofele. La... Stai să spun, deci de fiecare noi trebuia să dăm câte 230 de lei de fiecare, da? Da. Și acum am vorbit cu ăla, îmi pune bluza, 230 de lei tot cu curiera, decât bluza. Înainte, acum luam și un portofel pe banii ăștia. Ne-a pus și două portofele. Cum ar veni, bluza venea 150 de lei și portofelul 50 de lei și 30 de lei curieratul, nu știu cât e. Și acum ăla a spus că nu mai îmi pune portofelul. Dacă vreau să mi-l pună, înainte ne-a făcut un discount. Vezi, acum ce... Bluza, dacă vreau, 200 de lei și portofelul al 50 de lei. Și n-am atâția bani. Păi dacă nu stătea bine pe copil, ce vrei să faci, Leo? Cum să le așa? Cum să le așa? De ce pus ne el mărimea așa și după zice că nu? Păi nu e nici el de vină, că am văzut și eu cum stătea pe el. Așa că, prieteni, mulțumim că ați vizionat acest vlog, să nu uitați, dați un like, să distribuiți mai departe, să vă abonați la acest canal cu clopoțel, la cutuința de la Strehaia, bucătarul Leo de la Strehaia, Marian de la Severin, Gabriel de la Severin și toată șatra, să vă abonați la toată șatra. Da, vă mulțumim, prieteni. La revedere, prieteni, vă pupăm pe toți. Pa, pa! Pa!